APIA va elibera anul acesta o nouă adeverință pentru sectorul zootehnic. Pe baza ei se poate încasa în avans ajutorul de stat. APIA a încheiat deja convenții cu băncile pentru noua adeverință, iar Ministerul Agriculturii a elaborat o hotărâre de guvern care se află în acest moment pe circuitul de avizare. Adeverința Punte va garanta credite bancare cu ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor. Începând cu data de 16 februarie 2022, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură eliberează adeverințe pentru finanțarea activităților fermierilor ce au depus cerere pentru creșterea animalelor pentru anul 2022. Vorbim de cererea inițială depusă pentru 2022 pentru sprijinul oferit crescătorilor de animale conform hotărârii 1179. Astfel, Agenția de Plăți vine în sprijinul fermierilor și le finanțează activitățile curente prin intermediul acestei adeverințe. Adeverința certifică faptul că a fost depusă cererea inițială pentru anul 2022, de asemenea certifică valoarea ce se cuvine în cadrul acestei cereri și suma pe care o vor primi fermierii va fi de maxim 70% din suma cuvenită pentru anul 2022. Însă, valoarea ce se va primi pentru acea adeverință va fi de maxim 90% din valoarea înscrisă în adeverință. Astfel, potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cererea inițială de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor aferentă anului 2022. Prin adeverință se confirmă valoarea de 70% din cuantumul ajutorului determinat aferent cererii inițiale anuale. Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma înscrisă în adeverința cuvenită solicitantului. În ceea ce privește comisioanele practicate de instituțiile finanțatoare, APIA atrage atenția fermierilor care doresc să acceseze credite, să analizeze cu atenție sporită soluțiile de finanțare propuse de instituțiile financiar-bancare și nebancare ce visează costul acestora, astfel încât să aleagă modalitățile de finanțare care răspund cel mai bine necesităților proprii.